Călim Popescu Tăricianu, liderul ALDE, nu este singurul acuzat de corupție. Liderii partidului, chiar de la Gorj, au avut probleme cu legea. Fostul șef al ALDE Gorj, Dian Popescu, a fost reținut, apoi condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu. Acesta a fost acuzat că a obținut un contract de la un primar subordonat politic, însă nu a mai efectuat lucrările, deși a încasat banii. Marius Borcan, unul dintre vicepreședinți, a fost reținut într-un dosar alături de directorul uzinei de armament de la SADU. Borcan, șef al serviciu, de pază, a fost cercetat în dosarul deschis pentru trafic de armament. Și actualul lider de la filiala municipală a fost vehiculat într-un dosar în care 10 primari și administratori au fost reținuți în urmă cu 4 ani pentru fapte de corupție. Lotul reținut la vremea respectivă a fost denumit lotul Idail, firma lui Ion Iordache, iar faptele anchetate vizau favorizarea respectivei societăți de către primarii trimiși în judecată în acest an. Împuternicitul firmei lui Iordache a fost și el reținut, fiind acuzat că a dat șpagă primarilor din Gorj și Dolj pentru a acorda lucrări firmei din Turceni. Totuși, de departe, cea mai răsunătoare șpagă anchetată de oamenii legii este cea de care este acuzat liderul la nivel național al ALDE, Călim popescu suspectat că a primit 800.000 de euro în perioada în care era premier. Procurorii DNA au solicitat Parlamentului ridicarea imunității pentru șeful Senatului pentru începerea urmăririi penale. Procurorii susțin că mita ar reprezenta 10% din contracte adiționale în favoarea firmei Fujitsu Siemens suma fiind folosită în campania electorală